Bună ziua și bun găsit la știri. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Lucrările la piațeta Casei de Cultură au intrat în linie dreaptă. Bacăul pe harta europeană a arhivisticii. Muzeul Țăranului Român la Helegiu. Lucrările la piațeta Casei de Cultură din Onești au intrat în linie dreaptă. De altfel, informațiile au fost transmise chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, în cadrul emisiunii 24 de ore de la Acum TV. Suntem în grafic, așa cum am promis la începutul anului, de sărbători ne vom bucura de o piațetă complet modernizată și finalizată la timp. Foarte important acest aspect, finalizată la timp. Într-una din emisiunile trecute, și o să facem un scurt istoric, spuneați că ați avut emoții în prima parte a anului când s-au demarat lucrările, au fost momente grele pentru dumneavoastră, n-ați spus la nimeni atunci, dar cu nădejde ați mers mai departe. Da, a fost o lună grea la un anumit moment, a fost o sincopă, au fost unele neclarități în relația cu constructorul, pe care le-am depășit. Recunosc că am avut o lună în care nu cred că am dormit o noapte completă, dar Dumnezeu este mare și a vrut să lucrurile să funcționeze așa cum trebuie, pentru onești și oneșteni. Știți cum este când privim așa retrospective? Poate dacă ne spuneați atunci aveam emoții și îndoieli mai mari ca dumneavoastră. Eu vă spun, am avut îndoieli, singura garanție la momentul respectiv când spuneam că se va finaliza la timp era încrederea că Dumnezeu există și nu ne va lăsa. Tehnic, la un anumit moment, nici mie nu mi se părea că chiar reușim să o terminăm în timp, dar aveam încredere în puterea lui Dumnezeu că va fi lângă mine și de această dată. Vreau să facem un scurt apel la istorie, pentru că fără sprijinul și susținerea directă a Consiliului Județean, iarăși ar fi fost greu. Nici nu încape discuție. Fără sprijinul Consiliului Județean, cofinanțarea de 10 milioane primită de la Consiliul Județean ar fi fost practic imposibilă, încă o dată ar fi fost imposibilă realizarea acestei lucrări. În contextul zilelor arhivelor a avut loc în Bacău pe 2 noiembrie conferința internațională Bune Practici în Administrație documentelor, în care arhiviști din Estonia, Norvegia, Marea Britanie și Franța au împărtășit din experiențele lor în gestionarea arhivelor digitizate sau născute digital. A fost un eveniment care a pus Bacăul pe harta europeană a arhivisticii. Avem o conferință în cadrul arhivelor naționale referitoare la modul de administrare a arhivelor electronice. Este un subiect extrem de fierbinte atât în România, cât și în spațiul european. De aceea am considerat că este util pentru comunitatea noastră profesională și nu numai, să avem o interacțiune și un schimb de experiență cu colegii din spațiul european. Foarte bună precizare, colegii din spațiul european, pentru că avem și participare internațională, nu întâmplător conferință internațională. Sigur, sunt colegi din Marea Britanie, de la Arhivele Naționale din Marea Britanie, care sunt vârful de lance în acest domeniu de multe decenii, colegi din Norvegia, care vin cu niște abordări foarte creative, colegi din Franța, de la arhivele departamentale, deci cum ar veni arhivele județene la noi, cu experiență locală, pentru că este foarte importantă, și de asemenea sunt colegi din România care au avut interacțiuni cu arhivele naționale pe niște proiecte de digitalizare foarte bogate din punct de vedere al cantității materialelor și care au ridicat niște provocări deosebite. Cu alte cuvinte, un schimb de bune practici? Da, să spunem că noi așteptăm mai mult să furăm ceva bună practică de la ei mai mult decât de la noi, pentru că sunt în mod evident mai avansați decât noi la acest capitol. Oricum, ceea ce se întâmplă la această oră în România în ceea ce privește documentele din arhivele naționale s-a schimbat în comparativ cu situația pe ultimii 10-15 ani? Sigur, s-a schimbat și, dar cum să spun, asta este doar ceea ce se divârfă icebergului, ceea ce se vede în afară, pentru că de fapt evoluția care s-a produs este o evoluție la nivelul oamenilor, la nivelul mental.
mentalității la nivelul modului de a gândi și a metodologiilor de lucru. Acum lucrurile astea dau roadele și pentru public prin materialele pe care le punem la dispoziție online și prin eforturile pe care le facem. Gazele Băcăoane precizează că un eveniment de o asemenea învergură nu a mai avut loc de câțiva ani. Este simpozionul internațional Bune practici în administrarea arhivelor electronice, la care participă șefii tuturor arhivelor naționale din țară și invitați din Norvegia, Franța și Marea Britanie, iar din Estonia, de la arhivele din Estonia, va fi o intervenție în online. Cu alte cuvinte, o participare de prestigiu, să zicem, personalități. Da, personalități ale lumii arhivistice din România. Și ne bucurăm că au venit la Bacău și că Bacău a fost ales. Anul trecut a fost o conferință tot de genul acesta cu participare internațională la Alba Iulia. Și domnul director Cristian Anița a hotărât ca în preajma Zilei Arhivelor Naționale, care a fost pe 31 octombrie, să organizăm astfel de întruniri în diverse locuri din țară. Cu alte cuvinte, este o întâmplare fericită, o coincidență între ghilimele fericită. De când au mai fost organizate astfel de evenimente în Bacău? Din 1999, când au fost delegație din America, de la Universitatea din Texas. Acel grup atunci a fost coordonat de doamna Hermina Anghelescu de la Cluj, care este profesor universitar la Universitatea din Texas. Și prin dumneaei au reușit să ajungă. După o pauză de câțiva anișori, avem un eveniment de o asemenea învergură și sperăm ca toată lumea să se simtă bine. Și în ocazia acestui eveniment va fi vernisată și expoziția Locuri și personalități moldave, secolele 19-20. Această expoziție au participat cu documente colegii de la Arhivele Naționale din Moldova, din Iași, Botoșani, Suceava, Vrancea, Neamț, Vaslui, Galați, cărora le mulțumim, și domnul profesor Vilică Munteanu cu exponatele de medale. Un călduros la mulți ani le-a trimis arhiviștilor din România și viceprimarul Bacăului, Liviu Miroșanu, și i-a asigurat de toată aprecierea și susținerea sa. Sunt foarte bucuros, onorat să particip la această acțiune. Mă bucur că arhivele, și arhivele naționale și arhivele la nivel local se înscriu încet, încet în trendul digitalizării. Este foarte important acest lucru. Eu am fost conducătorul unei instituții care a gestionat documente de proprietate și știu foarte bine cât de greu se lucra înainte, cât de mult timp luau lucrătorilor să gestioneze zecile, sutele de mii de documente. Lucrurile s-au schimbat radical după ce a intervenit digitalizarea. Pentru un singur click se poate accesa oricând orice document. Mă bucur foarte mult că arhivele naționale au preocupare în această direcție, se înscriu în trendul absolut necesar prin care punem tehnologia la dispoziția cetățeanului, lucru care, din punctul meu de vedere, este cel mai important. O părere personală, ați lucrat cu documente vechi și aveți cât de cât știință, nu sunteți așa un profan ca noi. Din punctul nostru de vedere, au evoluat sau felul în care funcționau arhivele în urmă cu 10-20 de ani față de ceea ce se întâmplă în prezent? Sigur că da. Tehnologia, de fapt, asta înseamnă. Pune la dispoziția cetățeanului un instrument de operare mult mai rapid. Deci lucrătorul are în momentul de față posibilitatea ca în timp real să acceseze orice document, iar acest lucru înseamnă practic scurtarea timpului de stat în fața ghișeului, o reacție rapidă și, bineînțeles, mai multă comoditate pentru cetățean. În cadrul evenimentului, o adevărată surpriză a fost expoziția Locuri și personalități moldave, secolul 19, secolul 20. Într-adevăr, și am gândit participarea mea cu o expoziție de medalii din colecția personală, pentru că aceste obiecte, să le zicem cu ghilimele de rigoare, sunt adevărate documente în metal. În medalistică sunt foarte multe informații în 2-3 cuvinte și imagini care au mii de cuvinte.
Am adus o mică parte din medaliile pe care le am referitoare la personalități moldave din secolele 19 și 20 și locuri din zona noastră. Un punct important, sau mă rog, o personalitate pe care am vrut să o evidențiem în mod deosebit, Mihai Eminescu, și privit în mai multe ipostaze și acele patru clasice tablouri, mă rog, fotografii, dar și legăturile acestuia cu alte personalități moldave și, de asemenea, locuri prin care a trecut sau locuri unde este cinstit. După care am prins iarăși dintre... E adevărat, pentru această temă eu am aproximativ 1200-1300 de medalii, dar aici nu puteam să aduc atât de multe. Dar am prins câteva personalități reprezentative, Vasile Alexandri, Nicolae Iorga, HD-ul tatăl și fiul, Bacovia, Asachi, Ionescu de la Brad, Racoviță, Dumitru Mărtinaș, personalități de marcă ale Moldovei. Provocările digitizării aduc breazla arhiviștilor în mod inevitabil la nevoia de învățare permanentă, precizează șeful Arhivelor Naționale, dr. Cristian Anița. Mă aflu la Bacău și eu sunt moldovean, dar mai de la nord, un pic de la Fălticeni, așa că încerc să aduc cât mai multe lucruri aici, în Bacău, pentru că e important pentru noi și pe oriunde în țară să facem lucruri de genul acesta, pentru că e important să aducem specialiști în domeniu, să-i vadă colegii noștri, pentru că avem colegi din toată țara aici și să afle mai multe lucruri despre ce se întâmplă în alte țări din Uniunea Europeană și nu numai, pentru că avem și un coleg din Anglia, specialist în arhive digitale, care va fi aici, Estonia, Norvegia și Franța. Un schimb de bune practici, cam așa să-l interpretăm noi, cei care suntem profani. Da, e o chestiune vis-a-vis de gestionarea documentelor, de gestionarea informației în epoca contemporană. E o provocare pentru noi toți și atunci e foarte important să avem oameni care deja fac niște lucruri, care știu niște lucruri foarte bine și să ne împărtășească și nouă. Și aici nu e vorba doar de arhiviști sau de arhive, ci și de entități publice sau private în general, pentru că toți gestionăm informații, toți gestionăm documente și atunci trebuie să știm cu toții cum să le gestionăm mai bine și să meargă lucrurile cum trebuie. Și asta este scopul nostru, să spun. Dacă tot v-am prins așa în calitate de director al Arhivelor Naționale, o întrebare așa sinceră pe final, pe lângă cea de cum găsiți Bacăul, o să vină întrebarea firească. Cum a evoluat arhivistica românească în ultimii 10, 15, 20 de ani? Mai seamănă cu ce era înainte? Păi, nu prea mai seamănă, pentru că arhivistica a pornit, dacă vreți, ca o știință specială a istoriei, alături de altele, heraldică și așa mai departe, iar acum cred că este mai mult o știință axată pe informație, pe gestionarea informației, pe punerea informației în context și de a vedea ce putem să facem cu această informație când ea devine pasivă și ajunge într-o arhivă. Și atunci și provocările pentru arhiviști, pentru specialiști în arhive s-au schimbat un pic. Nu mai suntem doar niște păstrători de hârțoage vechi, ci încercăm să ne descurcăm cu gestionarea documentelor electronice. Nevoia de a ține pasul cu tehnologia și de a fi în permanență updatați a fost evidențiată chiar de către prefectul județului Bacău, Lucian Bogdănel. Da, este un eveniment de anvergură, dincolo de faptul că acest eveniment așează Bacău pe harta europeană arhivisticii. Vreau să vă spun că la simpozionul organizat astăzi în aula Universității George Bacovia participă reprezentanți de la toate filialele județene de arhive naționale ale Arhivelor Naționale ale României, în prezența conducerii asigurată de domnul director Cristian Anița. Vreau să spun că pasul pe care arhivele îl fac de o bucată de timp, dar care e tot mai accelerat în contextul revoluției tehnologice și a digitalizării, este un pas important, poate adeseori disruptiv, pentru că tot timpul va exista o parte a populației care, știu eu, nu va ține
pasul cu trenul digitalizării și tocmai asta le-am spus și colegilor din Arhivele Naționale, o activitate cu anumite categorii sociale trebuie în continuare menținută pentru că digitalizarea arhivelor nu va rezolva problemele cu care aceste categorii se confruntă și va fi în continuare nevoie de, știu eu, menținerea în format fizic a unui tip de activitate la nivelul acestei instituții. De altfel, trendul ultimilor 20 de ani s-a schimbat, e unul spre tehnologie, spre digitalizare. Este un trend, i-aș spune, binevenit pe alocuri, pentru că digitalizarea unor părți importante din ceea ce înseamnă fondul arhivistic, fondul documentar, permite un acces mai facil, mai direct la aceste documente, de asemenea permite nu doar simplificarea accesului, ci și corelarea de informații care altfel în format fizic ar fi însemnat scotocirea sute de documente, poate. Ei bine, în format digital acest lucru este puternic simplificat prin capacitatea de corelare pe care oferă motoarele de căutare și algoritmii, știu eu, ai aplicațiilor informatice gestionate la nivelul arhivelor, însă nu se rezumă totul la digitalizare sau la tehnologie, repet, există un important capital de activitate care, din punctul meu de vedere, trebuie să rămână în format fizic, pentru că, până la urmă, aceste documente au și o existență a lor fizică, la nivel de instituție. Sigur că digitalizarea și noile tehnologii rezolvă multe din dilemele cu care se confruntă gestionarii de fond arhivistic, rezolvă problema spațiului, rezolvă problema accesibilității, cum am spus, rezolvă poate și problema siguranței, acolo unde aceasta este avută în vedere. Dar verba volant, scripta manent, și știți foarte bine că în formatul virtual foarte ușor pot dispărea informații sau pot fi alterate, astfel încât până la urmă tot la scripte vom reveni. Zilele trecute la Drăgugești, în comuna Helegiu, o familie de învățători pensionari cu ajutorul vecinilor și prietenilor au deschis un mic muzeu dedicat țăranului român. Scoarțe, ștergare, cofe, icoane vechi, război de țesut, pe toate le puteți găsi la familia Cristea, căci muzeul a fost deschis chiar în casa lor. Țin să apreciez foarte mult gestul și ideea, pentru că toți avem idei, dar nu le punem în practică. Lucru care ne lipsește, dar iată că din când în când Dumnezeu îngăduie și trimite gând curat și frumos ca cineva să aibă o idee și să readucă aminte, să ne readucă aminte nouă și cu mai mult copiilor noștri. Cât de frumos și cât de elegant și cât de bogat este satul nostru. Dacă e să privim partea stângă, stânga mea, vedem că toate aceste roade sunt date de pământul nostru. Lucru care trebuie apreciat. Dacă privim în dreapta, vom vedea covoare, vom vedea război, vom vedea toate obiectele cu care părinții noștri s-au delectat și au știut să lucreze, au știut să muncească, au știut să le folosească și prin ele să-și hrănească copiii și prin ele să arate dragostea și legătura strânsă între noi și pământ și slava pe care Dumnezeu a revărsat-o asupra comunității noastre. Este frumos ca să îți aduci aminte că existi. Este frumos să îți aduci aminte că tu faci parte de undeva, dintr-o comunitate, dintr-un... Ai o istorie, practic. Iată, istorie care rămâne vie și, în același timp, și unicitatea acestui, așa zis, muzeu, care foarte frumos este pentru noi, va rămâne cu porțile largi deschise pentru toți cei care vor dori să viziteze și să vadă și să aducă aminte cu drag. Seria de lansări de carte organizată de către Fundația Interetnică pentru Cultură și Artă Ionghelu de Stelnica, cu prilejul editării celui de-al doilea volum de opere complete ale maestrului, s-a finalizat la Biblioteca Județeană din Bacău. Nimic mai frumos decât o carte care echilibrează zona culturală a Bacăului. Bacău ăsta este un oraș minunat, un oraș care a avut piloni culturali, care astăzi, iată, prin acest autor, Ionghelu de Stelnica, pe care cu bucurie l-am avut ca tată, așa cum vă doresc fiecăruia dintre dumneavoastră să aveți un tată care să merite un loc cultural în această istorie pe care orașul nostru o poartă pe umeri cu mândrie. Deci Ionghelu de Stelnica este pus din nou în valoare cu un al doilea volum al operelor complete, fapt pentru care îi mulțumesc primăriei Bacău, domnului primar,
Consiliului Local Bacău și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc pentru sprijinul acordat în editarea primului volum Consiliului Județean, domnului președinte și, bineînțeles, consilierilor județeni. De ce ar trebui cititorii să cumpere această carte? Ei nu or să o cumpere. Ei o vor primi gratuit, pentru că astăzi cartea e pur și simplu una dintre cărămizile care te înalță într-un spațiu numit bibliotecă. Te înalță generațional, pornind de la generația de ieri, cât prin generația de azi, către generația de mâine. Valoarea cărții nu stă în bani. Valoarea cărții stă în mărturisirea ei, pe care o face ca demers, știu eu, autentic și întotdeauna personal. Cât a durat publicarea ei, scrierea ei? Am să-ți răspund din două bucăți. A durat în primul rând o viață de om, prin munca și opera lui Ion Ghelu de Stelnica, prin faptul că el a fost actor, poet, profesor de teatru, regizor și, bineînțeles, mentor, așa cum se poate vedea pe mentoriada.ro, o să vedeți Festivalul Național de Mentorat Ion Ghelu de Stelnica la ediția a doua. Deci viața lui a însemnat o întreagă carte din care bucățele am făcut opere complete pe volume și a durat mai bine de un an. De fapt, de când s-a terminat editarea volumului întâi, am început editarea volumului al doilea și tot așa o să continuăm. Probabil o să fie cam 10 volume. 10 mărturisiri de suflet și în fiecare carte va fi întotdeauna la capătul ei un om care își mărturisește bucuria de a-l fi întâlnit pe tata în acea zonă în care tata i-a dat o dimensiune, un drum în viață. Editată în cadrul unui proiect sprijinit financiar de către Primăria Municipiului Bacău și de un sponsor, cartea a fost lansată la sfârșitul lunii octombrie la Școala de Arte și Meserii Ion Ghelu de Stelnica. Colegiul Național Vasile Alexandrii, Școala Gimnazială Spiru Hareci și Universitatea Vasile Alexandrii, Facultatea de Litere. Sunt foarte bucuros că Fundația Ghelu de Stelnica a ales să facă lansarea oficială a acestui volum aici la bibliotecă. Inițiative de felul ăsta sunt foarte necesare în vremurile în care trăim și ele se și pliază pe ceea ce facem noi, pentru că noi avem un program care se cheamă Genius Loci, un program prin care încercăm să ținem trează, să menținem interesul pentru personalități ale vieții culturale, științifice și așa mai departe, artistice, care au legături cu Bacăul. Hrana sufletului pe care o am eu și familia mea este sponsorizarea culturii. Și de fiecare dată când Bogdan, prietenul meu, vine și ne propune un proiect, tot timpul sunt alături de el și alături, bineînțeles, de cultura bacăuană. Adevărul că un scriitor nu se leagă neapărat de spiritul unui loc. Trebuie să circule opera lui, cărți trebuie să circule în spații cât mai mari pentru ca să poată să rămâne în memoria contemporanilor și de ce nu și a generațiilor care vin. Prin ceea ce face domnul Bogdan astăzi și va face în continuare în celelalți 8 ani, va tări într-adevăr existența post al tatălui său și va aduce mereu în atenția, mai ales a tinerilor generații, că noi generația care suntem unde suntem și am ajuns unde am ajuns, la unii l-am cunoscut, unii poate l-am cunoscut mai puțin, dar i-am cunoscut poate opera, poate unii au chiar studiat opera. Dar important este ca generațiile care vin, generații tinere, să nu-l uite, să-l aducă mereu, să fie mereu în atenția noastră tuturor. La fiecare dintre evenimente, participanții au primit câte un exemplar gratuit al cărții, iar un număr de 100 de exemplare cu copertă cartonată sunt în curs de distribuire către toate bibliotecile județene din țară în scopul promovării și imaginii și a moștenirii culturale a Bacăului, la fel cum s-a întâmplat și anul trecut, când primul volum de opere complete a fost tipărit cu sprijinul Consiliului Județean Bacău.
Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 7 noiembrie, vremea continuă să fie caldă pentru această perioadă, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei urcă până la valori de 19 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la 8 grade Celsius. Miercuri, 8 noiembrie, vremea se mai răcește, cerul va fi noros, sunt șanse de averse, de ploaie. Maxima zilei urcă până la valori de 16 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 6 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.